Ați dori ca Republica Moldova să devină stat membru al Uniunii Europene sau nu? Dar cum ne-ar dori? Cam tot ne-arietă încolo să trage și noi le ținut. Vrem tăți? Nu că suntem bătrâni cu ochior în groapă, dar pentru tineretul nostru, cum n-aș vrea pentru copii, pentru nepoți? Cunoașteți că acolo statele sunt mult mai dezvoltate, cu salarii și pensii mult mai ridicate, nivel de corupție. Dar tragem noi deja noștri, poți o lua exemplu măcar de acolo, dar nu s-o bat jocorii unul pe altul. Despre integrare europeană, ce părere aveți? Știți că vreau. Doriți integrare europeană? Pe care îmi dorești? Din ce cauză doriți cel mai tare? Vrem să fim liberi. Liberi. Ajunge cât. Dar cunoașteți care sunt beneficiile integrării europene? Beneficiile integrării europene sunt o liberă circulație prin toate țările membre ale Uniunii Europene, accesul la piața muncii, dreptul de a învăța, de a studia la universități din Uniunea Europeană, care oferă o perspectivă de viitor cu salarii bine plătite. În ultimii 10 ani, Uniunea Europeană au finanțat Republica Moldova cu drumuri, reparații, grădinițe. Principalul partener de dezvoltare a Republicii Moldova este România. Da. Știți? Sora noastră, România, da. Susțineți unirea cu România dacă am avea această... Noi avem și rude pe România, de atât și ținem și cu dânsul. Avem verișoare, avem... O cale mai ușoară de a ne integra, asta este și unirea cu România. Să ne ajute Dumnezeu. Și normal că mai gine în Europa. Eu am fost mult multe țări în Europa. Da, unde am văzut Spania, chiar și în România, nu de mult am venit în România. Și cum vi s-a părut viața în Europa și aici? E cu mult mai gine în România, aș spune. Lumea cu mult e mai estimabilă. E... Gândește altfel. Mai gine te unești cu românii de amă. Și bu... acătări în țara asta ceva, măcar. Despre integrarea europeană a Republicii Moldova. Ar fi bine pentru țara noastră să ne integrăm? Așa bine. Cum mai liber așa, pentru tineretul să plece, să vie, să aibă un loc de lucru, să... Vrem. Dar despre proiectele care au fost realizate de România, Republica Moldova, cunoașteți? Nu cunoaștem. Grădiniți s-au renovat? Nu, la noi grădiniți acum nu, în general, în Republica Moldova. Nu știu. În ultimii 3 ani s-au renovat peste 900 de grădiniți. O, dacă s-au renovat, bine, e foarte pentru copii. De când guvernul nostru... Și asta tot e cu suport financiar da, al României. Da, dar cum? Dar pe genic s-au făcut. Nu întoarcem banii înapoi nimic, sunt din fonduri nerambursabile. Un referendum cum ați votat? Pentru unire sau împotriva unirii? Ei, da, pentru unire. E european. Gabriel Rasie. Dar de ce? Nu știu, poate să mă gândesc cum e bună Europa. E mai bine așa cum suntem ca stat independent?